G2A, jocuri ieftine! Bää! Aia e Ștefania din orășelul Leneș? Nu așa o chema Ștefania? O, Doamne, dude, copilăria mea! Ce caută Ștefania din orășelul... Ah! Nenorocitule! Din orășelul Leneș pe GTA, frate, și de ce arată mai rău decât arăta în copilărie? bună ziua, bună ziua! Wow, nici nu mă salută. Uite, mă, ce fac orașele ca Los Angeles din oameni. Nu mai... Ce BMW-ul? Stai așa. Ăsta e un Audi. Stai așa că mi-am luat țeapă. Oh, este deschis! Yoink! Și ce? Ce e asta mai exact? Ia să vedem. Păi, stai că scrie pe spate. E un A8? A8! Ăsta e un A8 long. Ia să vedem cât de rapid este, pentru că... Vreau să văd dacă e mai rapid decât mașina mea șmecheră și personalizată și deocamdată pare... Ah! Firar! Să fie mai rapid și mai ușor de controlat. Ok, știi ce? Nu e chiar atât de ușor de controlat, dar hai să ne... Să sperăm că n-am stricat-o. Hai să ne întoarcem înapoi, să o lăsăm acolo de unde am luat-o și să ne luăm mașina noastră, da. Pe bune, frate, deci asta pleacă de pe loc atât de bine și am mașina mea la pol opus... Care zici că e pe schiuri. Uite-l și pe ăla ce mașină rapidă are. Frate, vreau... Am zburat peste o altă mașină și... E ok. E ok, rezistă, ia Audi. E ok. Fâsâie ceva de la motor, dar sunt sigur că nu e atât de grav. Bun, hai să o parcăm acilea pe locul de handicapați, pentru că... Ia brâi ceva la motor, acolo rămâne, ca să știți. Ok, stai să ne scoate mașina noastră mișto, ia să vedem. Deținute. Uite așa. Așa, bă, ușor la vopsea, mă, că e scumpă. Mai scumpă ca asta, nu cred. Ce vorbești, mă? Tu pata ai chestie mișto pe capotă? Eu zic că nu. Nu, dar am culori mai mișto ca tale. Cum adică, mă, că e tot roșu? Ce vorbești? Hai, urci, te dau o tură. Uite-te, bă, că e și yellow. Uite-te, că e și yellow. A, bine, mă. Da, a mea e cu roșu, dar... Ai văzut? Are și a mea reflexii. Păi nu te urci să te dau o tură cu asta? Ba cum să n-ai, dă mă. Așa. Firar, voiam să-i răspund. Iată că voiam să răspund la unul cu apelul la Uber, dar a răspuns altcineva. Ia zi, unde ne plimbăm? Ei, nu știu, unde vrei tu. Bă, dar știi ce nu-mi place la mașina asta, mă? Că se controlează atât de prost. Deci, jur, zici că ai cauciucuri de-alea la 100 de lei bucata de noi. Uite și tu cum face, uite cum face. Uite, uite. Observ, dar de ce nu-i zici gen să-ți bagi altă mașină? Păi nu, mă, nu vezi că am o chestie mișto pe capotă personalizată acum? Păi știu, de-aia am zis să o schimbe pe altă mașină. A, păi na, nu vreau să-i cer alta. Plus că îmi place asta, ți-am zis, ce nu-mi place la ea e ca alunecă. Deci, cu asta pot să mă duc la schi, frate. Oh, Jesus. Era să dau peste... Voiam să zic că era să dau peste ăla cu... Iată și ăsta are ceva așa, dar nu e ca a mea, frate. Na. Mă, e de săraci. Da, e de săraci, numai în două uși, vezi? Eu am mai multe locuri, că na. De fapt, nu, cred că și aia are poți tot... Poți bași fetițele în spate. Da, cum, da, cum. Nu că și la aia poți, dar îți dai seama, la aia intră mai greu fetițele, că trebuie să le lași să intre pe ușa ta, știi, pe... Iată unul cu mașină mișto, hai după el. Vezi că e poliția în spate. A, noi n-am întrecut limita, e ok. Ascunde arma, ascunde arma. Da, dar vine după noi, vine după noi. Dar noi ce am făcut? Am zis. Ce? Dude, n-am făcut absolut nimic, dude. A fost o înșelătorie, pot să... A fost un... Domnilor. Bună ziua. A fost un înșenare, vă zic. Îmi pare rău, dar am văzut că ați trecut pe roșu. Roșu? Din păcate o trebuiască să vă amendez. Aolo. Da. Polițist. Noi ne-am luat după unul cu mașina MOV, că și el a trecut tot așa. Da, da. Da. Dumneavoastră oricum trebuia să respectați traficul. Da, adevărat, adevărat. Să fii pregătit, să fii pregătit, da? Ia, domnul polițist, uitați-mă la arma asta. Aolo. Ce faceți, domnul? Eu zic de plecați, urcați-vă mașina și plecați de aici. Ne scapă ăsta. Aolo. Domnul, nu mă face să trec cu asta. Ce faceți, domnul? Nu aveți voie. Băi, eu o calc. Domnule, asta e...
Jesus! Trage focuri de avertizare! Gata! Nu, no, lasă, hai, Jesus! Iete, bă, că ne-a luat el pentru roșu, dar poate eu-s daltonist, mă! Bă, tu știi că eu m-am uitat la poze de alea pe net, care ci că dacă nu vezi ce scrie, ești un pic daltonist și eu nu văd, frate, deci mă crucesc și nu văd. Dar nu cred că-s daltonist, deci, nu? Deci poți permis dacă ești daltonist? Apoi da, că eu am permis, dar nu cred că am făcut un test de la de daltonist foarte sever. Pentru că cred că nimeni nu vede culorile la fel ca tot ceilalți, știi? Că, na, ochiul e un organ, e diferit la toată lumea, nu? Poate n-ai mers tu la psiholog acolo, la consultă ăla. Uită-l pe nenorocit! Du-te în candela la mătii! Nu mă, că am mers, pot să jur că am mers, dar îmi dau seama că dacă te uiți pe net la unele teste, sunt atât de grele, cred că-s făcute la mișto, mă, să te facă să te simți daltonist, când de fapt nu ești. Dar nu știu unde mergem acum, să știi. Plus că cam fumegă prostia asta de merțan. Ia, iată, deja s-a stricat, uite ce ziceam. Stai așa, slash repair. Da, merge. Așa. Ia, hai să mergem la spital, că nu trebuie mie viață, nu de alta. Pune pe hartă. Dacă vrei să mă duci. Da, că n-am altceva mai bun de făcut. Te-am dus la unde e mai ascuns, să nu vină poliția după noi. Nu mai bine schimbăm mașina. A, păi nu, că asta e frumoasă, îmi place. Dar dacă se strică de tot... Da, urmăriți de poliție. A, da, că... Bă, da, ce-i drept, da... Uite-te și la nenorocitul ăsta, bă! Stai atunci că pun la un garaj. Păi ce să facem? Vrei să o pun în garaj? Băi, nu m-am spate în garaj, mai bine. Ah, what the fuck? Oh, stai că, bă, mai am parcă o altfel de mașină. Hai că o scot pe aia, dacă mergem. Vrei să dau eu mașina aia să o conduci? Care, aia? Ah, bun, hai, scoate tu. Bă, apropo, iară s-a stricat asta. Da, e clar, hai pe jos. Dă-i tu un repair, dă-i tu un repair. Jesus. Frate, ce pârcă de mașină, mă. Un pic ai atins-o de buriană și gata, deja motorul e. Ok. Hai pe jos, hai pe jos. Hai să-i luăm lui ăsta, ia-i lui ăsta. A leșinat la volan. În fața mea, n-ai ce să-i fac. Stai așa. Hai, condu-te tu atunci. Ok, dai că mă pun eu la... Mamă, și mașina aia ta la cum merge? Păi da, mă, știu, dar nu știu, că i-am schimbat și cauciucuri, i-am făcut upgrade la motor și tot e... Dar cauciucurile nu le-ai schimbat, este tot la stoc. Păi, nu, știi ce am încercat să fac? Am încercat să pun custom tires și gen dădeam și nu mi le punea, dar am luat bani, știi, și apăsam dar de 10.000 de ori. Custom tires-ul îți pune niște acții builder pe păi știu, știu și dădeam și nu mi le punea. Este bug, dude, zic eu. Pentru că ai stoc. A, trebuie să pun altele și apoi pot să pun custom tires? Da, da, da. Păi da, am pus stocul ca să fie jantele de pe mașină, știi? Că altele sunt urâte, dar... Da, a, cilea. Dacă merge mai bine cu roțile schimbate. Bă, da, nici eu nu cred că e de la cauciucuri. Cred că așa e făcută ea să alunece. Cauciucuri din talcioc, frate. Da, așa. Wow, ăsta e McLaren? Am avut și eu, mă, frate, dar nu mai știu exact ce era. Mamă, ce fugea prostia de mașină. Ok. Nu știu de care. Da, nu știu. Și la un moment dat au dat reset iarăși și nu mai aveam mașini și nimic, știi? Să pui iară spitalul. Hai, lasă-mi aproape, dar vezi să nu faci niciun accident, că nu mi-am viață cât să rezist la un accident. Ok, stai liniștit, mă, că eu șofer pe Uber, am condus din burta mamei chiar. Gen, când maică mea conducea, eu făceam așa cu mâinile, ca pe volan, știi? Da. Și când fugeam de poliție, de ce ai intrat în ziduri? Păi nu, că n-am avut loc să întorc, plus că aia era mașină proastă, ai văzut cât de repede aluneca, deci... Da, adevărat, da. A, secretul pe jocul ăsta e să nu o calci la maxim, știi? Că dacă ai călcat-o la maxim, după aia... Depinde și de mașină. Păi da, dar în general nu prea frânează astea cine știe ce, ca să... Așa, hai că duc la... Aici nu e. Așa. Tu n-ai nevoie de viață. Bă, nu, am aproape plin, e ok. Dar cred că o să mănânc ceva. Mi se buguiesc texturile, frate!
Unde inventar? Oh, nu am mâncare la mine, am uitat. Că mi s-au buguit hainele, dude, și nu le mai... Bă, costumul ăla șmechera meu nu-l mai am și nu mai am nici mâncarea pe care obișnuiam să o am. Dar da, am intrat astăzi pe GTA și habar n-aveam ce o să fac, dar l-am găsit pe tipul ăsta și e atât de cool. Ia zi, vrei să te duc undeva? Uite, mă, bulangiu, din cauza lui ăsta am luat, mă, era să luăm amendă, uite-l. Că ne-am luat după ăsta, că a trecut pe roșu. Ia, ce mașină urâtare. Haoleu, e unul căzut acilea. Da, stă la plajă. Din astea prin oraș. Stătea la plajă. Da, aveam și una de-aia, fuge, dar mai este altceva, tot un Ferrari. Aoleo, a fost lag, dude. S-a buguit centura, gen, și... Acum o am pusă. Acum nu, știu, du-mă la showroom, după aceea mă pun un pic pe parcare. Stai să văd că eu aveam și un M8 de la, dar gen de la de curse. Premium, nu știu care-i faza. Bă, se buguiesc texturile, dude. Ăla-i singurul M8 care poți să-l iei. Nu, aveam celălalt, ăla pe care poți să-l și vopsești, dar nu știu dacă-l mai am. Că nu cred că mai am premium-ul și nu pot să-l mai scot. Mamă, ce-i acilea, frate. Îți las ție Ferrari-ul sau? Așa. Bă, poți să-l lași afară, dar dacă vrei să scoți alta, ia stai să văd ce am și eu. Ia să vedem, mă, cine așa. Deținute. A, nu, ăsta e ăsta care nu e de premium. Da, trebuie să mă duc acolo la premium să văd dacă l-am, dar nu știu dacă l-am. Ia să... A, nu, asta e deja... A, asta e stricată, eu am lăsat-o aici, stai așa. Ok, o să... Cu Bugatti-ul ăsta, nebunilor. Băi, e cam urât, mă, uite ce bot urât are. Adică e rapidă mașina. Da, totuși. Pe bune, arată foarte ciudat. Nu vi se pare că arată ciudat? Care nu e rapidă, dar arată bombă. Stai să vă arăt imediat. Și cum e faza? Dai vreo 2 milioane de dolari pe un Bugatti și lumea știe că e Bugatti și lumea îl place pentru că e Bugatti, dar nu vi se pare că farurile la Audi ăsta și botul arată mai ok decât la ăsta? Gândiți-vă că nu n-ar costa mașina asta vreo 2 milioane de dolari în bani din viața reală, știi? Ok, vorbesc ăștia peste mine și mă bruiază. Stai să mă duc să văd dacă mai am M8-ul ăla roșu pe care l-aveam acum două dăți trecute. Ia să vedem. Dar având în vedere că sunt îmbrăcat cu un tricou de 10 lei și pantaloni de 15 și mașina... De ce e parcat asta fix aici? Stai așa să o scot de acelea, că mi se... Nu, ba da. Era fix pe chestia asta unde trebuie să te duci să-ți scoți mașinile. Ia să vedem, o mai am, mă, sau... Mergi, mă, per... Nu apare absolut nimic, este bug! Ok, cred că trebuie să ai premium ca să-ți apară chestiile alea. Și mie mi s-a dus premium pentru că s-a resetat serverul acum vreo o săptămână, două sau ceva de genul ăsta. Bun, atunci o să mergem... Aleargă-mă mai repede, mă! Bă, da, astea chiar s-au stricat pacilea și nu se mai repară? Adică mă gândeam că, bă, o să se repare la un moment dat, dar totuși mi-e cam aiurea să merg pe... Și nici măcar nu am făcut nimic. Iotă-l și pe ăsta cu Lamborghini-ul lui. Deci eu n-am făcut nimic, nici măcar n-am intrat la showroom. Dacă intru la showroom, o să se strice și mai tare texturile. Mamă, ce mișto arată ăsta. Am crezut că o să alunice și o să pice... Și o să pice jos, dar... Ah, ok. Bă, ăsta nu m-a lovit și la începutul episodului și că tot, că scuze. Firar să fie, ce bulangiu. Tu chiar n-ai nicio mașină de vânzare? No, le las așa pentru o colecție. Ce-ți iau eu? Da, nu, că nu le vând. Iete, mă, vrea și ăsta o ocazie. Hai, mă, să o cumpăr eu. Ia să scoatem pasta de acelea. Wow. Costă mașina asta, Bă, nu știu, dar e cam nașpa, să știi. Nu e atât. Oh my god.
N-am, nu văd texturile, dude, nu-mi dau seama unde fug. Am scăpat? Wait, nu. Mă uit pe hartă să-mi dau seama, sunt ok, nu? Merg bine. Ok, acum trebuie să ținem puțin dreapta aici ca să intrăm acilea. Ok. Am scăpat, oh, doamne, am scăpat, e ok. Păi, hai că ăsta de la final m-a amuzat, oh, doamne, nu văd. Ăsta m-a amuzat tare. Și ce, vom pune capăt acestui minunat episod, dar e... Am văzut zidul. Oh my god, e fix lângă mine!